Acești cetățeni au așteptat timp de 40 de ani un erou uriaș care să-i salveze. Dezamăgiți îl condamnă la moarte. Gulliver este un tânăr care iubește aventurile și călătoriile. În timpul călătoriei sale în jurul lumii s-a oprit în multe orașe și le-a rezolvat problemele. Un astfel de loc este orașul Liliput. Într-o zi, regile Liliputului își adună cetățenii pentru a le da o veste bună. A găsit o profeție care spune că un erou pe nume Gulliver se va întoarce pentru a-i ajuta. Cu aproximativ 40 de ani în urmă, Gulliver, uriașul, i-a salvat de dușmanul lor de moarte. De Blefuscu, care a încercat să incendieze întregul oraș. Blefuscu plănuiește să invadeze din nou Liputul, iar doar Gulliver poate opri acest lucru. Auziți asta, toți cetățenii încep să sărbătorească și să facă pregătiri pentru a-și întâmpina eroul. Chiar construiesc o poartă uriașă, deoarece cred că Gulliver este un om gigantic, care nu poate trece printr-o poartă obișnuită. Între timp, Gulliver este ocupat într-una dintre aventurile sale riscante. Îi place să colecționeze obiecte rare și fură o coroană prețioasă de la palat. Gardienii îl amenință că îl vor pedepsi în cel mai rău mod posibil, dar Gulliver nu se sperie deloc. Îi spune adio gardienilor și sare în mare de la fereastra spartă. Se întoarce la corabia sa și își pune coroana împreună cu restul colecției sale. Dintr-o dată observă un bărbat care ajunge acolo într-o barcă mică. El este mesagerul trimis de un prieten din Liliput. După ce se prezintă, mesagerul scoate o scrisoare și împărtășește mesajul. De-dată ce Gulliver află că Liliputul este în dificultate, se pregătește să călătorească acolo. Trece prin poarta uriașă pregătită pentru el și salută cetățenii din Liliput. Toți par foarte șocați să-l vadă și întreabă cine este el. Gulliver se confuzează și se prezintă din nou, dar cetățenii îl acuză că minte. Regele pășește înainte și îl întreabă pe Gulliver unde este uriașul ero menționat în profeție. Sărmanul Gulliver continuă să explice că este Gulliver eroul care i-a salvat ultima dată, dar regele refuză să-l creadă și cere să-și dovedească identitatea în instanță. După ce ajunge la tribunal, Gulliver își cere rozătoarea de companie, Squeak, să mănânce cartea de legi pentru că procesul să fie amânat. Orașul nu are de fapt un judecător sau avocat, așa că regele joacă toate rolurile schimbând costumele. La început devine judecător și începe să caute cartea de legi. Gulliver presupune că procesul va fi amânat, dar judecătorul spune că nu are nevoie de cartea de legi oricum. Regele vrea să facă o judecată rapidă, fără criterii, pentru a-i putea merge acasă și să ia masa la timp. Gulliver este șocat să vadă comportamentul său și cere o șansă de a vorbi în apărarea sa. A vizitat acest oraș cu un an în urmă, dar acum totul este diferit. Gulliver nu recunoaște niciunul dintre cetățeni sau pe rege. În timpul vizitei sale anterioare, regele actual era doar un bebeluș și tatăl său conducea orașul. Dar cum de-a crescut bebelușul atât de repede, în doar un an pentru a deveni conducător? Regele nu înțelege ce spune Gulliver. El doar vrea să știe de ce Gulliver nu este un uriaș, așa cum este menționat în cărțile lor de istorie. Se presupune că ar trebui să fie suficient de mare pentru a construi ziduri și monumente de unul singur. Regele decide să-l închidă pe Gulliver în închisoare pentru că nu a îndeplinit așteptările lor. Gulliver explică din nou că nu a fost niciodată un uriaș și a salvat orașul fiind un om obișnuit. Mai mult, ce fel de tribunal este acesta care nu are avocați. Auzind asta, regele își spune costumul de avocat și sugerează executarea lui Gulliver. Clar, regele nu are niciun simț al legii și face ce îi place. Gulliver întreabă despre juriu, iar că regele se deghizează în juriu și îi susține decizia. Înfruntat, Gulliver cere un avocat pentru a se apăra. În timp ce spune asta, o fată tânără din public este în față deghizată în avocat. Ea afirmă că Gulliver aparține într-adevăr unei familii de uriași, așa cum este menționat în cărțile de istorie, dar din cauza unei boli din copilărie, Gulliver a oprit creșterea și a devenit un pitic în familia sa. Gulliver este impresionat de povestea ei și începe să joace rolul. Pentru a câștiga simpatie, le spune tuturor cât de greu a fost pentru el să fie un pitic printre uriași. Nu a găsit niciodată haine de mărimea sa sau un loc de muncă pentru a-și câștiga traiul. Gulliver crede că fata îl va ajuta să scape de pedeapsă, dar ea doar amână execuția pentru a doua zi. Gulliver începe să plângă și să implore pentru a fi condamnat pe viață sau expulzat din oraș, dar nu vrea să fie executat. Este chiar dispus să-și ofere toată averea dacă viața lui este salvată. Nimeni nu-l ascultă și îl închidă în închisoare împreună cu Squeak. Cetățenii proști din Liliput își ucid salvatorul în timp ce dușmanul lor, generalissimo Blefuscu, plănuiește să invadeze. Dintr-o dată spionii loiale ai acestuia sosesc cu vești importante. Au văzut că Gulliver s-a întors în Liliput. Blefuscu consideră că este un moment bun să-și ia răzbunarea pentru anul trecut, dar este și șocat să afle că Gulliver nu este un uriaș așa cum este menționat în cărțile lor. Invazia va fi mai ușoară, așa că Blefuscu trimite un mesaj regelui Liliputului cerându-i să se predea. Între timp, sărmanul Gulliver este închis în închisoare, iar închizătorii continuă să râdă de mărimea lui mică. De data ce merg la prânz, Gulliver îi trimite pe Squeak să găsească o cale de ieșire. Squeak încearcă să urmărească gardienii, dar ușa se închide înainte să ajungă la ea. Squeak începe să caute alte căi, dar un miros puternic îl distrage. Ajunge la depozitul de alimente și rămâne uimit de colecția uriașă de brânză. Se ocupă de mâncat și uite de stăpânul său. Gulliver presupune că Squeak este prins în vreo problemă, așa că începe să încerce să la lacătul închisorii din păcate, în locul lacătului își rupe accidental degetul. Deodată, regele sosește pentru a-l întâlni, așa că Gulliver începe să se comporte normal. Observă că regele nu este foarte deștept și poate fi manipulat ușor. Gulliver începe să-i admire talentele și spune că nu a mai văzut un rege care să poată face multitasking ca judecător și avocat în același timp. El admiră de asemenea camera de închisoare și îi mulțumește regelui pentru că i-a oferit un loc atât de bun pentru a se odihni. Gulliver continuă să exagereze și numește camera sa murdară un apartament luxos și confortabil. Regele devine curios și dorește să exploreze camera el însuși. A fost judecător și avocat, dar niciodată nu a experimentat cum este să fii prizonier. Când Gulliver îi oferă să schimbe locurile, regele intră imediat în închisoare și dă lui Gulliver toate cheile temniței. Gulliver ia cheile și începe să-l caute pe Squeak, dar se întâlnește cu fata care a fost avocatul său. Ea se prezintă ca fiind Marcy și susține că este o prietenă a lui Gulliver. Ea i-a spus regelui să-l execute pe Gulliver a doua zi, astfel încât să aibă timp să evadeze. Gulliver încă nu o crede și continuă să-l caute pe Squeak. După un timp, Squeak ajunge ținând mai multe alimente. Gulliver și așoarecele și încep să caute ieșirea. În mod surprinzător, temnița este construită într-un mod special care o face inescapabilă. Gulliver renunță și acceptă să primească ajutorul lui Marsi. Ea împinge ușor peretele și se deschide poarta spre libertate. Între timp, regele a realizat în sfârșit că a fost manipulat. El dă ordin gardienilor să-l prindă pe Gulliver și să dea o pedeapsă mai rea decât execuția. În plus, regele anunță un premiu pentru oricine oferă informații despre Gulliver. Garda regală îl găsește pe străzi și se grăbește să-l prindă. După ce aleargă prin tot orașul Gulliver și Marsi, ajung la portul unde își lăsase corabia. Din păcate, garda regală patrulează și acolo. Gulliver nu poate pleca acum pentru că trebuie să întâlnească pe cineva. Aflând asta, Marsi întreabă dacă dorește să-și întâlnească prietenul Frilac, ce știe unde locuiește. Gulliver se întreabă cum știe Marsi de prietenul său, dar ea refuză să dezvolie întregul adevăr și cere lui Gulliver să continue să o urmeze. După ce ajung în vale, Gulliver este șocat de cât de mulți copaci au crescut aici în doar un an. Îl întreabă pe Mar Marsi pentru o explicație, dar ea îi recomandă să se odihnească. Se face deja întuneric, așa că ar trebui să înceapă să caute bețe pentru a face foc. După ce adună bețele, se pregătesc să doarmă, dar Marsi îl avertizează pe Gulliver despre zăpada iminentă. El consideră că este o glumă și începe să vorbească despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în doar o zi. Marsi continuă să se uite la focul de tabără și își amintește despre legea din ținutul lui Hunman care interzice arderea bețelor. Asta îi amintește lui Gulliver despre călătoria sa în acel ținut. Era plin de cai vorbitori și copaci cântători. Gulliver a fost șocat la început, dar caii erau foarte amabili, așa că și-au făcut mulți prieteni. După ce povestește istoria, Gulliver a dar când se trezește, întreaga pădure este acoperită de zăpadă. Marsi nu glumea despre vremea neașteptată. Ieri era vară, astăzi ninge. Marsi explică în sfârșit cum se întâmplă asta. Este o invenție nebună a regelui numit Ziua Anului. În fiecare săptămână există o zi care este echivalentă cu un an. Asta a făcut ca timpul în Liliput să treacă mai repede decât în restul lumii. În loc de un an au trecut 40 de ani în Liliput. Regele a făcut asta pentru Gulliver pentru că a spus că se va întoarce în oraș după 40 de ani. Regele nu a vrut să aștepte atât de mult, așa că a accelerat timpul. Acum toate cele patru sezoane trec într-o singură zi, de aceea fostul rege a murit deja, iar majoritatea oamenilor care l-au întâlnit cu adevărat pe Gulliver sunt fie morți, fie prea bătrâni. Generația tânără a aflat despre Gulliver din povești, așa că s-au așteptat să fie un uriaș, ceea ce ar fi trebuit să fie un miracol. Acum pare un un dezastru, așa că cetățenii vor ca Gulliver să rezolve problema. Sărmanul Gulliver este foarte confuz și regretă de asemenea că a spus că se va întoarce în 40 de ani. Singura persoană care îl poate ajuta acum este Freelac. Gulliver merge imediat la casa lui, dar Freelac a devenit un bătrân. În plus, Marsi este fica lui Freelac. Gulliver se prezintă, iar Freelac refuză să-l recunoască și o ceartă pe Marsi pentru că a adus un criminal în casa lui. Gulliver i amintește lui Freelac de vremurile în care au luptat împreună. Cum poate cineva să-și uite cel mai bun prieten? Freelac pleacă spunând că nu a avut altă opțiune. Noul rege a arătat un decret regal cu o semnătură care dovedea că Gulliver trebuie să fie un uriaș. Prin urmare, ca toată lumea, Freelak a trebuit să accepte faptele. Gulliver se enervează și pune la îndoială prietenia lor. Marsil sfătuiește pe Gulliver să fie atent la cuvintele sale pentru că nu are idee prin ce a trecut Freelak. El a continuat să spună tuturor adevărul, dar aceștia au rus de el. A fost arestat, bătut și umilit, dar nu și-a trădat niciodată prietenul. A continuat să spună că prietenul său, Gulliver, va reveni pentru a rezolva totul. Când s-a născut Marsi, oamenii au amenințat că o vor aresta, așa că Freelac a acceptat în cele din urmă că Gulliver ar trebui să fie un uriaș. Gulliver se simte rușinat de comportamentul său și începe să cânte cântecul pe care l-au făcut împreună cu Frilac. Ascultând versurile, Frilac începe să cânte alături de el și își îmbrățișează cel mai bun prieten. Momentul frumos este stricat când gărzile regale sosesc brusc. Frilac încearcă din răspute să protejeze pe toată lumea, dar gărzile sunt mai numeroase. Îl leagă pe Frilac și îl duc lui Gulliver și pe Barsi pentru execuție. Sunt duși în piața orașului și toți cetățenii se adună pentru a asista la execuția lui Gulliver și a lui Marcy și chiar a lui Squeak, pentru că și el l-a susținut pe stăpânul său. Regele ține un discurs plictisitor după care îmbracă costumul de călău pentru a-l executa pe Gulliver. Orificile pentru ochi și ale costumului nu sunt la locul lor, așa că regele nu prea vede clar. Continuă să lovească aiurea, astfel că Gulliver are timp să vorbească cu Marcy. Aflăm deja că Marsi a fost cea care l-a invitat printr-o scrisoare pentru că Freelak nu era în toate mințile. Ea l-a crezut pe Gulliver când nimeni altcineva nu o făcea. Chiar dacă moare Gulliver nu regretă că a venit, pentru că altfel nu ar fi întâlnit o fată minunată precum Marsi. Regele devine foarte frustrat și aruncă costumul. Execuția este întreruptă oricum, pentru că un oaspete special a sosit pentru a-l întâlni pe rege. Este ofițerul trimis de Blefuscu, care vor ca regele Liliputului să se predea. Caz contrar, Blefuscu va trebui să folosească armata sa puternică pentru a prelua orașul. Regele nu vrea să cedeze atât de ușor, așa că le spune ofițerilor că uriașul lor, erou, a sosit acum. Ofițerii duc acest mesaj înapoi la Blefuscu, dar el nu se teme și ordonă armatei să avanseze spre Liliput. Între timp, regele îl invită pe Gulliver la un branci luxos și cere un favor. Vrea ajutorul lui Gulliver pentru a înfrunta armata puternică a lui Blefuscu. În schimb, regele este gata să facă orice vrea Gulliver. Auzind asta, Gulliver acceptă oferta. Vrea ca prietenii săi să fie eliberați și decretul să fie rescris. Regele trebuie să anunțe că Gulliver este adevăratul erou pe care îl așteptau. Regele este gata să facă tot ce cere Gulliver. Începe prin a elibera pe Squeak și pe Marcy și apoi anunță sosirea lui Gulliver în oraș. Este declarat uriașul pe care toată lumea l aștepta, dar cetățenii refuză să creadă asta. Ei cer ca Gulliver să îndeplinească toate profețiile făcute despre uriașul legendar. Acestea includ repararea cu apa orașului și a zidului de apărare deteriorat. Freelak îl sfătuiește pe Gulliver să îndeplinească profețiile dacă vrea să-și dovedească statutul de erou. Gulliver acceptă și începe planificarea reconstruirii zidului. După ce finalizează această sarcină, cere ajutorul lui Freelak pentru a exploda barajul cu pulbere de pușcă, aducând apă înapoi în oraș. După ce s-a dovedit, Gulliver adună cetățenii și le explică că tot ceea ce a făcut ar fi fost imposibil dacă cetățenii lor ar fi ajutat. Liliput nu are nevoie de un uriaș dacă cetățenii continuă să colaboreze așa. Un uriaș nu este cineva cu un corp gigantic, ci un adevărat uriaș este cel care are un suflet mare și fapte bune. Oricine poate fi un uriaș dacă găsește curajul de a face lucruri mari. Discursul lui Gulliver schimbă mentalitatea cetățenilor, iar aceștia încep să aplaude. Odată ce pacea revine în oraș, Gulliver găsește o ocazie de a vorbi cu Marsi. Ea își cere scuze din nou pentru că l-a implicat în această bălărie, dar Gulliver nu vă părea pare să aibă pregrete. Este bucuros să-l întâlnească pe Frilac și pe fica lui minunată. Gulliver ia o floare pentru a-și mărturisi dragostea față de Marsi, dar sunt întrerupți de gărzile regale. Armata lui Blefuscu a sosit pentru a invada orașul. Gulliver îi cere regelui să ghideze soldații din acest război, iar regele fuge pentru a se proteja. Văzând asta, Gulliver preia conducerea și le cere soldaților să se întoarcă la posturile lor. Pe măsură ce se întunică, de vin din ce în ce mai temători și încep să fugă din liliput. Majoritatea soldaților fug și armata rămâne fără arme. Nu există nicio șansă ca Lilliput să înfrunte blefus într-un război. Gulliver și frilac trebuie să planifice împreună ca pe vremuri. Dată ce armata lui Blefuscu ajunge la poartă. Filac anunță că Gulliver dorește să le cruțe viețile dacă sunt de acord cu o ofertă. Blefuscu devine furios și acceptă oferta. Gulliver iese din poartă și se prezintă. Blefuscu începe să lută de dimensiunea lui, dar Gulliver pretinde că are puteri secrete și abilități magice. Îl provoacă pe Blefuscu la un duel, iar câștigătorul va păstra Liliputul. În plus, dacă Blefuscu câștigă, se va scrie în istorie că a învins pe Gulliver, uriașul. Blefuscu cedează la capcană și acceptă să lupte cu Gulliver. A doua zi dimineață ei ajung pe câmpul de luptă și iau săbile pentru a lupta. Gulliver folosește inteligența sa și profită de împrejurimile pentru a-l distra pe Blefuscu. În cele din urmă, Blefuscu își lasă sabia și acceptă înfrângerea. Gulliver începe să sărbătorească victoria, iar el nu observă trucul pe care Blefuscu îl ascunde sub mânecă. Își pune o armură de metal și începe să-l bată pe sărmanul Gulliver. Dintr-o dată cerul devine înorat pentru că a început ziua anului. Freelag folosește difuzorul pentru a crea o voce adâncă, în timp ce Gulliver pretinde că controlează vremea. Ploaia și nisoarea neașteptate distrug armura lui Blefuscu și acesta fuge, crezând că Gulliver este un magician puternic. După ce pericolul a trecut, regele apare pentru a-și lua toată gloria. Cu toate acestea, cetățenii nu vor mai cădea în minciunile sale, ei vor un lider mai bun, așa că îl aleg pe Gulliver. Dar Gulliver crede că există cineva mai meritos decât el. Freelac ar trebui să fie regele pentru că a luptat singur cu minciunile timp de ani de zile. Freelac acceptă acest onor și promite să scape de ziua anului. Gulliver primește în sfârșit ocazia de a-și mărturisi dragostea față de marsi și ia-o într-o aventură pentru a vedea lumea.